Dacă ne uităm la subiectele propuse de la primele olimpiade internaționale, regăsim printre ele probleme care ulterior au fost date la noi la admitere, la Politehnică sau la Facultatea de Matematică. Nivelul de dificultate era unul foarte scăzut, să spun așa. A început să crească la un nivel de dificultate care este pentru mulți care se pregătesc realmente de speriat, așa. Deci sunt unele probleme care sunt foarte dificile, mai ales prin faptul că se referă la chestiuni matematice inedite cu care concurenții nu s-au mai întâlnit și trebuie să facă față unor situații noi. În orice caz, dacă în primii ani, 59, 60, 61, problemele propuse ar putea fi și astăzi date la o olimpiadă, chiar la gimnaziu unele dintre ele, problemele date în ultimii ani la olimpiada internațională sunt foarte grele. Cum să spun, ca la olimpiada sportivă. Hai să ne gândim cât era recordul la săritura în înălțime în anii 50 și cât este acum. Când a fost olimpiada internațională în Statele Unite, prima dată organizată, asta se întâmpla prin anii 80, șeful comitetului de organizare a dat un exemplu de problemă care a fost dat în 77, când am participat și eu ca elev. O problemă care suna așa. Se consideră un șir de numere cu proprietatea următoare. Cam ciudată, ce-i drept. Suma oricăror 7 termeni consecutivi ai șirului este pozitivă, iar suma oricăror 11 termeni consecutivi ai șirului este negativă. Care este numărul maxim de termeni pe care îi poate avea un astfel de șir? Pot să spun că un astfel de șir nu poate avea 77 de termeni sau mai mult, pentru că dacă ar avea 77 de termeni, i-am putea grupa în 11 grupe de câte 7 consecutive. În fiecare grupă suma e pozitivă, înseamnă că suma tuturor trebuie să fie pozitivă. Dar pe de altă parte pot să-i grupez în 7 grupe de câte 11. În fiecare grupă suma e negativă, înseamnă că suma tuturor trebuie să fie negativă. Contradicția asta mă arată că nu pot fi 7-7. Trebuie să fie mai puțin. Răspunsul e 17, dar mă rog. Dumneavoastră sunteți creator de probleme. Câte dintre problemele pe care le-ați inventat au ajuns la Olimpiada Internațională de Matematică să fie puse spre rezolvarea elevilor? Una. Am avut vreo 4 sau 5 probleme propuse în concurs la Balcaniada de Matematică. Iar la Olimpiada Internațională am avut o problemă propusă în 2005, când s-a ținut în Mexic Olimpiada. O problemă de geometrie, nu foarte dificilă. Gândiți-vă la un triunghi echilateral și pe fiecare latura sa iau câte două puncte în așa fel încât se formează un hexagon acolo. Se știe că laturile acelui hexagon sunt egale. Să se arate că diagonalele acelui hexagon sunt concurente, adică trec prin același punct. Asta era enunțul, nu foarte sofisticat, nu foarte spectaculos poate, dar problema nu a fost banală. Deși a fost propus atunci pe listă, în concurs, ca problema numărul 1, și mă rog, tradiția spune că problema numărul 1 e cea mai ușoară, s-a dovedit a nu fi chiar atât de ușoară, pentru că în fiecare din echipele tari, și mă refer la China, Statele Unite, Rusia și așa mai departe, a existat cel puțin un elev, la chinez cred că au fost chiar 2, care au ratat problema, n-au putut să o facă. Iar din lotul României? La noi au făcut-o, cred că 3, parcă, 3 sau 4 din 6, da, cam așa. Personal, cred că în următorii ani nu va fi un alt salt similar celor despre care am pomenit mai devreme. Se va insista în continuare pe combinatorică foarte mult, dar nu va fi neglijat nici, nu va fi neglijată nici zona numită teoria numerelor sau geometrie elementară, unde, din păcate, noi am cam rămas în urmă. Pentru că nu se mai face în școală geometrie, din păcate. Geometrie în spațiu nu se mai face în liceu absolut deloc în România, iar geometria plană se mai face în gimnaziu.
Chiar mi-aduc aminte, în 95, la Olimpiada Internațională de la Toronto, a fost o problemă de geometrie foarte frumoasă și după ce am fost la corectare, cei din juriu ne-au spus, domnule, vă felicităm, echipa României, adică, pentru că ați dat cei șase copii au dat șase soluții complet diferite la problema asta și că n-am mai întâlnit așa ceva. Toate soluții originale și impecabile din punct de vedere tehnic. Deja acum pentru noi geometria este o provocare, pentru noi, să spun, echipa României. Probleme de geometrie nu mai sunt punctul nostru foarte.